Una din prioritățile Partidului Social-Democrat în programul de guvernare în perioada 2021-2024 este continuarea investițiilor în domeniul transporturilor. Autostrăzi noi, drumuri naționale reabilitate, ba chiar mai mult reabilitarea porturilor fluviale și maritime sunt obiectivele Partidului Social-Democrat pentru următorii patru ani planul de guvernare al Partidului Social-Democrat în perioada 2021-2024 propune investiții ample în domeniul transporturilor. De asemenea, pentru a crește siguranța și accesibilitatea la rețeaua primară se vor continua investițiile în sectoarele de autostradă, dar și reabilitarea drumurilor naționale și a variantelor oculitoare. Așa cum bine știți, Partidul Social Democrat, prin crearea acelui program de mare ajutor național pentru toate primările din țară, mă refer aici la PNDL, a reușit la nivel de județ Mehedin să asfalteze o serie întreagă de drumuri județene. Altele sunt deja în lucru, lucrurile probabil se vor opri acum, dat fiind iminentă venirea anul timpului rece, dar se vor relua cu siguranță pentru că sunt investiții deja demarate. Ne propunem ca în continuare să, să mergem pe acest program, să milităm pentru uh, genul ăsta de program, nu neapărat pe nedere, se poate numi mm. oricum. Ideea este ca acea finanțare să vină de la guvern pentru toate primăriile, pentru toate consiliile și din țară. Uh, dovedit, așa cum spunea, dovedit fiind faptul că este un program de real succes. Iar pentru Turnul Severin, după cum bine știți și dumneavoastră și cei care ne urmăresc, avem. Uh, început o serie întreagă de lucrări de infrastructură rutieră în zonele marginale ale Severinului, mă refer aici la Schela, Dudașul Schelei, Gura Văi și ultimul proiect demarat, marat, Manovița. Va crește navigabilitatea pe fluviul Dunărea de-a lungul întregului an și se vor realiza investiții în facilități moderne pentru porturile fluviale și maritime. Mehedințul va fi cu siguranță beneficiar direct, întrucât porturile județului nostru pot fi motoarele de dezvoltare economică care vor îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor care locuiesc aici. Din ceea ce privește infrastructura portoară, primăria Turnul Severin a făcut demersuri repetate la Ministerul Transportului pentru ca portul Turnul Severin să treacă sub jurisdicția primăriei. În felul acesta, această poartă de intrare în Turnul Severin, mă refer la port, ar putea fi modernizată și, în egală măsură, s-ar putea face o faleză, zic eu, bine meritată de locuitorii Severinului. Modernizarea portului din Robeta Turnu Severin considerați că va fi benefică pentru dezvoltarea economică a municipiului nostru? E obligatorie. Exact cum ai o intrare în casă, cum nu ai avea intrare. Fluviul Dunărea e o autostradă, putem să-i zicem. Este benefică. Da? Dar a trebuit portul făcut. Fațada, tot, amplasamentul acolo, Modernizarea principalelor linii de cale ferată pentru aducerea lor la parametrii constructivi este un alt obiectiv PSD de care românii vor beneficia în următorii ani.